Președintele Traian Băsescu invită pe candidații la alegeri să dezbată acum în campanie bugetul pe anul viitor. După anunțarea scăderii economice, președintele susține că în locul unor gogoși de campanie electorală, principalii competitori ar face bine să vină cu soluții concrete și utile care să fie prinse în lege, în legea bugetului. Între timp, tăierea investițiilor publice capătă un chip sau mai multe. La autostrada Arad-Nădlac, tăiată de la finanțare din cauza neregulilor de la licitație, muncitorii s-au răsculat împotriva regelui Nelu Iordache. Acesta nu și-a mai primit banii de la stat, iar muncitorii nu și-au mai primit salariile de 3 luni. Iar în Israel este război în toată regula. Din fâșia Gaza sunt lansate rachete chiar asupra capitalei Tel Aviv, iar aviația israeliană caută punctele de lansare și le bombardează. Diviziile blindate israeliene sunt deja masate la graniță și pregătite de invazie, dar Israelul riscă din nou coalizarea lumii arabe împotriva sa. Bună seara și bine v-am găsit la Ora de Business. Vă mărturisesc că, în general, așa, nu suport să-mi facă nimeni desfășurarea acestei emisiuni, iar când se întâmplă ca președintele Traian Băsescu să se poarte așa cum aș fi așteptat ani de zile să o facă, chiar mă enervez. Chiar mă enervez, dar nu pot să ignor anumite lucruri pe care președintele nostru le regăsește după un interval de timp așa în care i-a plăcut să se complacă în tot, să intre în tot felul de lupte care până la urmă i-au dus și credibilitatea unde i-au dus-o. În această seară, președintele Traian Băsescu a ținut o conferință de presă foarte civilizată, vorbind pe un ton aproape amical cu toți actorii clasei politice din România și extrem de critic ca Rambo cu mitraliera care împușcă pe toată lumea. I-a luat la rând de la guvernul actual până la guvernele de dinainte, ceea ce e un demers util dacă stai să te gândești și în același timp foarte civilizat, având în vedere chemarea la o campanie electorală altfel decât ne-am obișnuit până acum. Vedeți dumneavoastră, situația economică a țării este asta care este. Iar eu v-am prezentat-o așa la seară pe larg, știu că mulți dintre dumneavoastră s-au uitat. Președintele Traian Băsescu, nu știu dacă s-a uitat sau nu la această emisiune, are consilieri care să-i spună mai multe lucruri decât pot să spun eu sau știu să spun eu la televizor, dar a vrut, zice domnia sa, să transmită un semnal pozitiv. România nu este într-o situație gravă, este însă într-o situație în care s-a introdus singură. Foarte adevărat. Înainte de a lua pe rând declarațiile care nu pot fi trecute cu vederea ale președintelui Traian Băsescu, vă invit să-l ascultați la prima, cea legată de campania electorală. Privesc la partide și toate vin, care cu reduceri de TVA, care cu reduceri de cote unice, care cu toate ofertele pământului. Niciunul nu așează un buget realist să vedem că există baza corectă de realizarea acestor reduceri de care vorbește toată lumea. Eu cred că marea prioritate pentru la anul este să menținem stabilitatea fiscală și să facem pasul următor în aplicarea legii pensiilor, adică indexarea. Cred că ar trebui analizată posibilitatea indexării pensiilor înainte de a vorbi de toate procesele de reduceri și nu știu ce de fiscalitate. Cred că esența este stabilitate fiscală, iar partidele care se întrec când avin de gogoși pe televiziuni să vină cu oferta lor de reduceri de peste tot, alături de un buget care, să spunem toți, da, este realist din punct de vedere a veniturilor. Pentru mine este clar că și unii și alții nu vor să-l prezinte pentru că n-ar avea susținere pentru gogoșile pe care le vând la televizor. PDL-ul, numai ce a plecat de la guvernare, de știe parametrii economice ai țării, se poate uita în bugetul de anul ăsta și vede veniturile și își poate imagina, funcție de creștere economică prognozată, creșterea eventuală de venituri pentru la anul, și ar putea să discute serios. Cu câtă plăcere, aș zice, trage în PDL Traian Băsescu, în condițiile în care, ani de zile, președintele nostru a considerat că e util să ții o marionetă în fruntea guvernului României, conștient de faptul că acea marionetă nu va face niciodată sau nu va veni cu niște soluții, așa cum ar fi venit, de exemplu, un specialist.
Vedeți, noastră, și anul trecut pe vremea asta tot despre buget era vorba, dar era vorba și atât. Bugetul a fost aprobat tot pe final de an, cum promite Ponta acum că se va întâmpla și cu bugetul din 2013 după alegeri. Da, Traian Băsescu are dreptate. Sunt gogoși în toate programele alea de campanie electorală. Nu le-am analizat aici la ora de business, sau cel puțin după începerea campaniei n-am mai vorbit absolut nimic despre ele, nici despre unii, nici despre alții. Însă astăzi, în această seară, înainte de a merge mai departe cu declarațiile lui Traian Băsescu, vă invit să-i vedeți pronunțându-se pe ele pe câțiva analiști independenți și importanți din piața noastră economică. Este admirabil că au fost făcute aceste planuri de buget, de guvernare. Este destul de clar pentru mine că vor fi refăcute. Mi-este greu să cred că anumite măsuri vor fi oportune. Și mă refer la acele măsuri care vizează redimensionarea sau schimbarea planului de taxe. Ambele programe presupun reduceri importante de taxe și impozite, ceea ce este lăudabil. Am avut senzația cumva că se joacă filmul Minte-mă frumos la nivel politic. Cred că sunt insuficiente pentru a face scenarii și, ca să mă exprim pe scurt, cred că sunt populiste la acest moment. Economia României este ca un tren fără locomotivă și circulă la voia întâmplării. Ați văzut, cei de la BNR au avut și ei inspirația să încerce să aducă analiști la o masă, oameni serioși care nu candidează niciunde, să-i pună să se pronunțe pe programele respective. Așa și, i-ați mai văzut pe undeva la televizor, i-ați văzut un minut la ora de business și asta contează? În funcție de asta o să mergeți dumneavoastră la vot și o să puneți ștampila nu. Și nici nu o să vedeți dezbateri directe în această campanie între principalii actori politici, pentru că se evită unii pe alții, pentru că habar n-au despre ce vorbesc și preferă, atunci când vorbesc de economie, să facă câte o conferință de asta de presă cu, atenție, cu reporterii de pe politic, nu cei de pe economic, să transmită niște mesaje. Vrem TVA de 9%, vrem să scadă cota unică la 12%, așa, care ajung la electorat și electoratul se duce ca prostul și mai crede și se duce să voteze. E o mare problemă cu bugetul ăla pe 2013, oameni buni. Aseară v-am arătat niște date din care reiese că statul nu se închide bine cu bugetul nici pe 2012, că n-are creșterea suficientă din acest an, nici pe ultima rectificare bugetară, că lipsește cam un miliard de euro așa din buget și că nu știm de unde vor scoate acei bani acum, pe final de an. Din deficit, da. Însă anul viitor va fi unul de groază, cu niște vârfuri de plată extraordinare, cu niște creșteri de cheltuieli foarte mari, pentru că știți ce urmează, nu-i așa? Urmează creșterea salariilor bugetarilor. Ea deja s-a produs, au crescut deja niște cheltuieli și au scăzut altele, cele cu investițiile. O să ajungem imediat și acolo. Dar important este, important ce contează în România cel mai mult? Important este să câștigi puterea. Să poți să spui oamenii tăi peste tot. Nu o să trec prin absolut tot ce a zis Traian Băsescu în această seară, însă a mai fost un aspect asupra căruia s-a referit, a rămas așa cu mult patos. Cel al politizării administrației. Avem un angajament cu Fondul Monetar Internațional. Un angajament pe care actualul guvern l-a găsit în vigoare. Un angajament pe care nu l-a respectat guvernul Boc și guvernul Ungureanu și pe care nu l respectă nici guvernul Ponta. Acest angajament se referă la managementul privat. Am făcut o mică cercetare și am constatat că și guvernul Ponta face aceleași greșeli pe care le-a făcut guvernul Boc. Adică peste tot numai politruci. Uitați-vă la Compet. Uitați-vă la Romgaz. Tot numiri politice. Este esențială introducerea managementului privat, care, în primul rând, să decăpușeze companiile de stat de clientela politică.
Da, bineînțeles, bineînțeles. Numai că președintele Traian Băsescu e pe funcția respectivă de cât? De 7 ani deja, din care în ultimii 4 ani a avut o colaborare extraordinară cu guvernul, pe care aproape că l-a condus, nu? L-a condus, că l-a pus pe Emil Boc acolo, care era foarte, să-i spunem, ascultător, nu obedient. Înțelegeți și dumneavoastră singuri. Și cu toate astea, i-a venit ideea abia acum, când a venit și au venit ăilalți cu multă foame pe ei după atâția ani de opoziție. Nu mai luați voi instituțiile publice, aduceți manageri privați. Bineînțeles că asta trebuie făcut, dar de ce naibii se găsesc să ceară doar atunci când nu au puterea sau când sunt despre președintele Traian Băsescu, nu se poate spune că e în opoziție, deși domnia sa așa se consideră, da? Dar de ce trebuie atunci când nu mai poți să-i pui pe ai tăi la conducerea unei școli, că au ajuns să schimbe, de fapt așa a și început, de la PDL a început, să-și pună inclusiv directorii de școli, nu mai vorbim de RomGaz, de TransGaz, de alte companii foarte mari, de Metrorex, v-am mai povestit în zilele trecute. Da, e evident, Ponta face aceleași lucruri pe care le-a făcut și Emil Boc la vremea lui. Dar de ce Traian Băsescu vine și îmi spune asta acum? De ce acum? În fine, lucrul asupra căruia s-a oprit de asemenea justificat, zic eu, președintele Traian Băsescu, a fost reducerea investițiilor. Reducerea investițiilor, aseară v-am arătat că numai în trimestrul 3 acestea au fost tăiate la jumătate față de mediile celorlalte două trimestre de dinainte. Practic, statul român a mai investit 1 miliard și ceva de euro în trimestrul 3 prin investiții publice, înțelegând orice, numai cumpărări de autoturisme, nu. Acum câteva zile, guvernul a anunțat că dă drumul la achiziția de autoturisme și a dat și un caiet de sarcini în sensul ăsta. Traian Băsescu s-a simțit dator să comenteze asta. Haideți să-l ascultăm. Am înțeles că guvernul s-a hotărât să cumpere mașini și valoarea mașinilor să nu depășească 18.000 de euro. Cred că este una din măsurile neinspirate pe sfârșit de an, dar este caracteristică guvernărilor noastre. Banii de investiții, pentru că mașinile noi înseamnă investiții. Banii de investiții se duc în mașini până la 18.000 de euro valoare, ceea ce înseamnă că nu va fi Dacia de 7.500 sau Fordul B-Max, vor fi mașini mai serioase. Acești bani sunt bani cărora le spui bani de investiții, pentru că sunt achiziții de mașini noi. Dar cred că o măsură corectă a guvernului ar fi fost ca acești bani, cât or fi ei, mai mulți, mai mari, dacă nu s-au cheltuit, și așa am avut investiții reduse, dacă tot nu s-au cheltuit, măcar să fie utilizați la plata facturilor restante la diverse ministere. Da, așa e. E o problemă cu plata asta pe care nici Traian Băsescu nu poate pune punctul pe ei, nici eu nu pot pune punctul pe ei, pentru că doar ministrul de finanțe Florin Georgescu știe cât din deficitul ăla mic pe care l-a prezentat acum Fondului Monetar Internațional la ultima vizită este făcut, de fapt, din facturi neachitate ale statului român. Vin vești de peste tot, de prin economie, că n-au bani să plătească aia, n-au bani să plătească aia, că au multe facturi restante, dar noi n-avem cum să le centralizăm. Doar Ministerul de Finanțe știe exact câte facturi sunt neplătite. În același timp, n-am cum să nu comentez chestia asta cu investițiile. Mai țineți minte că Victor Ponta a zis, dom'le, tăiem de la șpăgile PDL-ului. Bun. Ce ușor e să tai de la șpăgile PDL-ului, de aia să vedeți dumneavoastră că în șpăgile respective chiar au fețe de oameni care zic, nu ne-am luat salariile de 3 luni de zile. Foarte controversată autostradă Nădlac-Arad. Acolo s-au oprit plățile pentru că chiar există niște probleme cu licitația. E război deja între Guvernul României prin Ministerul Transporturilor cu regele asfaltului Nelu Iordache. Da, domnule, e o problemă cu licitația respectivă. Au ajuns în instanță, i-au tăiat finanțarea, numai că oamenii au lucrat în continuare și de 3 luni de zile nu și-au văzut salariile. Nu sunt, nu știu, niște șpăgi abstracte despre care tu, premier, vorbești și zici, gata, domnule, am stopat hoția în țara asta. Haideți să-i vedeți. Sunt niște oameni care, până la urmă, s-au revoltat. Le-am făcut autostrada, că ei nu erau competenți. Utilaje și autobasculante.
Deci nu suntem plătiți pe luna august, septembrie, octombrie, noiembrie. Acești oameni nu sunt bugetari, dar depind indirect de banii de la buget. Sunt angajații unei firme mai mici din Oradea, care a subcontractat lucrarea de construcție autostrăzii Nedlacarat de la Romstrade, titularul licitației cu statul. Firma din Oradea a acceptat afacerea cu Nelu Iordache și a adus în șantier 100 de muncitori plus utilaje, cam jumătate din toate utilajele cu care lucrează Iordache la autostradă. Lucrurile au devenit însă urâte cam de prin iulie, imediat după alegerile locale. Bugetele s-au tăiat, iar regii asfaltului s-au trezit și ei în fața unei realități simple. Avem un certificat de 22 de milioane depus și aprobat de beneficiar, care încă nu s-a eliberat. N-am primit încă banii. Desigur, pentru guvern, aceste licitații adjudecate pe vremea guvernelor PDL sunt șpăci de partid și au fost primele tăiate de la finanțare. Pentru muncitorii firmei de la Oradea sunt doar salariile și slujbele lor. Totuși, oamenii nu par nervoși pe stat, ci pe milionarul Nelu Iordache, care nu le dă lor banii. Deci nu se poate, 28,5 milioane de euro încasați și noi nu suntem achitați. Păi el și-a făcut banii așa pe munca noastră, nu? Cei de la Ministerul Transporturilor au refuzat să comenteze în vreun fel situația plăților pentru autostrada Nădlac-Arad. Firma din Oradea susține că are de recuperat doar jumătate de milion de euro de la Romstrade. A retras utilajele de pe șantier, iar oamenii au blocat orice lucrare. Cel mai probabil nici protestul, nici oprirea lucrărilor nu vor avea efectul dorit, căci compania de autostrăzi și drumuri a trimis o notificare celor de la Romstrade, prin care anunța că lucrurile se vor suspenda din cauza întârzierilor și a unor nereguli descoperite de Comisia Europeană la licitația pentru stabilirea constructorului. Nelu Iordache a decis să se judece cu statul în acest sens. Deci o soluție este departe. Dar Romstrade nu este pentru prima dată acuzată că nu și-a plătit angajații și furnizorii. La începutul anului, compania de construcție a fost asaltată cu 15 solicitări de deschidere a procedurii de insolvență, venite din partea unor furnizori care aveau de recuperat datorii pentru lucrări executate în ultimii 2 ani. Alte plângeri au mai venit și de la angajați nemulțumiți că nu și-au primit salariile. Oriunde te duci, întrebați pe oricine firma Romstrade. Nici nu vrea să audă. Nu vrea să audă de firma Romstrade. Toată lumea spune la ăia, la ăia lucrați, la ăia. În ciuda situației, Nelu Iordache este încă în top 300 capital cu o avere de 75 de milioane de dolari și în top 500 Forbes cu afaceri de 110 milioane de euro. Compania Romstrade a pierdut în ultimii ani contracte importante cu statul. Din cauza asta, în 2010, cifra de afaceri a scăzut la jumătate, până la 127 de milioane de euro. Anul trecut, profitul companiei a scăzut la 2,6 milioane de euro de la 7 milioane de euro cu un an înainte și de la 31 de milioane de euro cât era profitul companiei în 2009. Autostrada Nădlac-Arad este împărțită în două loturi cu o lungime totală de 39 de kilometri. Lucrările ar trebui terminate anul viitor, însă tronsonul pe care lucrează firma lui Iordache este realizat în proporție de doar 20%. Valoarea totală a contractului este de 115 milioane de euro. Deci cum e cu șpăgile astea de partid și cu creșterea economică? Bineînțeles că Romstrade asta o găsești prin toate contractele pe care le-a făcut Videanu încă de când era la primăria capitalei. Da, se poate comenta foarte mult. Nu insist eu că nu vreau să mă dea în judecată nimeni. Însă, în momentul în care ajungi la guvernare și zici avem o problemă cu șpăgile de partid și taie, acolo taie, frate. Dar pune ceva în loc, pentru că după aia un miliard de euro pe care l-ai tras într-un trimestru din economie, ți-o doboară, ți-o pune la pământ și îți creează șomaj pe partea altă și nu înțelegi ce te-a lovit. Da, au crescut salariile bugetarilor. Însă nu cu un miliard de euro, nici pensiile. Toate cheltuielile astea se duc undeva, sau, mă rog, ele au dispărut, pur și simplu. Au dispărut în primul rând din economie. O altă discuție interesantă, n-am mai avut aseară timp să vă vorbesc foarte mult despre ea, dar vă spun acum, s-a iscat legată de negocierea ce se va duce la Consiliul European săptămâna viitoare, vis-a-vis de bugetul Europei în perioada 2013-2020. Bun, deci e o problemă cu bugetul respectiv, după ce europenii s-au hotărât să taie mai multe capitole care dezavantajează grav de tot România. România e de la natură că nu e în stare să ia banii respectivi. Însă avem și noi un comisar acolo la Bruxelles, pe Dacian Cioloș, care s-a dat peste cap în toți anii ăștia și a reușit chiar să facă Comisia Europeană să propună un buget ce avantajează agricultura românească. Ei, când a fost însă la negocierea în care se întâlnesc nu birocrații europeni, ci șefii de state, marile puteri europene care sunt Franța și Germania și-au impus punctul de vedere și-au trimis un draft pentru bugetul de anul viitor, care ne lasă urât de tot. Ieri, după întâlnirea dintre Traian Băsescu și Victor Ponta, Victor Ponta a făcut o greșeală. A declarat că România ar trebui să folosească dreptul de veto. Știți ce înseamnă dreptul de veto? Înseamnă să blocheze, de fapt, toată Uniunea Europeană. Haideți să vedeți cum a comentat astăzi Traian Băsescu toată povestea aia și după aia să vedeți că răspunsul Uniunii deja a venit, de fapt, răspunsul marilor puteri occidentale. Traian Băsescu întâi. De la anunțul de ieri, făcut public,
cine purtătorul de cuvânt a fost sau cine a făcut anunțul. Tu... Nu, anunțul cu veto, tu l-ai făcut? Nu? Deci de la anunțul de ieri... Domnul Ponta. Cine? Premierul a vorbit despre acest drept. De la anunțul de ieri, toate statele contributoare, șefii lor de stat s-au băgat sub birouri. Sunt într-o alertă că România pune veto. Cred că sesizați ironia. Nu poți să mergi în halul acesta la Bruxelles. Și eu sunt pregătit să utilizez dreptul de veto dacă se încalcă tratatul. De 8 ani n-am văzut niciun stat depunând, făcând un veto în Consiliul European atunci când nu s-a încălcat tratatul. N-am văzut. În rest, misiunea liderilor europeni este să stea acolo până găsesc soluții. Nu te poți duce la donatori să spui, doamna Merkel, dacă nu-mi dai atât, eu strântesc un veto de nici nu mai pleci de la Berlin. Ați văzut, Traian Băsescu nici nu știa măcar cine a făcut declarația respectivă. Promemoria o să-l ajutăm pe președinte să-și amintească. Astea sunt probleme grele. Până acum s-au împins unul pe altul care să meargă la Bruxelles, ori Traian Băsescu, ori Victor Ponta. De data asta, amândoi s-au oferit să meargă, dar după negocierile respective, Traian Băsescu va merge mai departe, cum era filmul, Angela merge mai departe. În timpul ăsta, pe plan intern, s-a creat presiunea asta asupra președintelui să se întoarcă de acolo cu o chestie bună pentru România. Adevărul este că da, nimeni n-ar trebui să se dea la o parte la greu, că nu ne ducem la Bruxelles să ne facem poză cu liderii europeni, ci ne ducem acolo să reprezentăm interesele patriei. Ceea ce probabil și Victor Ponta și Traian Băsescu știu la această oră este că după declarația de ieri a primului ministru cu dreptul de veto, ba după aia au mai și plouat cu câțiva lideri cu astfel de declarații, cu dreptul de veto, domnule, cu europenii ăștia care ne scot din sărite și din țara noastră frumoasă pe care noi am conduce-o foarte bine dacă cumva ar ploua și cu bani dinspre Europa, s-a întâmplat deja ceva cu adevărat interesant. Aseară au venit niște suspendări de programe finanțate din banii Uniunii care au lăsat România cu ochii în soare pe vreo câteva milioane de euro, unde o doare cel mai tare, la banii pentru șomeri. Un comunicat banal. Parlamentul European anunță că un program care urma să ajute 5.000 de șomeri din 7 țări membre va fi suspendat. 25 de milioane de euro urmau să fie folosite pentru a ajuta persoane rămase fără un loc de muncă să învețe o nouă meserie. Programul urma să fie aplicat în Spania, Finlanda, Danemarca, Italia, Suedia, Austria, dar și România. Pentru țara noastră, din cele 25 de milioane de euro urmau să ajungă 3. Cei mai mulți bani ar fi ajuns pentru șomerii lăsați în urmă la jucul de plecare a Nokia. Ghinion s-ar spune, sau poate nu. Să dăm puțin filmul înapoi. Cu doar câteva ore înainte de comunicatul Parlamentului European în România, premierul Victor Ponta făcea o declarație destul de amenințătoare. Am prezentat președintelui României poziția guvernului de a manifesta în cadrul Consiliului și în toate negocierile această opoziție fermă și nenegociabilă a României, invocând inclusiv folosirea dreptului de veto al României. Ideea blocării bugetului european a fost apoi reluată și propagată de alți actori politici importanți. Miza este mare pentru România, dar rolul de buturug în calea căruței europene se poate dovedi periculos. O arată chiar acest răspuns venit prompt de la Parlamentul European, care teoretic afectează mai multe țări, dar practic va avea cel mai mare impact asupra României. Doar dintre oamenii de la JUC, 1400 din cei rămași după închiderea unității Nokia urmau să beneficieze de reconversie profesională în cadrul programului finanțat de Uniune. Europa a ajuns oricum și ea la fundul sacului și nu-și mai permite alocarea banilor către o țară în care procentul de fraudă trece de 90%. Bugetul Uniunii pentru 2012 a fost estimat la puțin peste 147 de miliarde de euro. Cum economia a fost însă în scădere față de anul trecut, Parlamentul European își regândește acum prioritățile. Peste o săptămână va avea loc summitul la care a trebuit definitivat bugetul, dar în acest moment sunt șanse foarte mici să se ajungă la un acord. România va fi reprezentată la Bruxelles de președintele Traian Băsescu.
Cea mai scumpă armă din istorie, avionul american F-35, poate fi scos din luptă de un hacker înarmat doar cu un calculator conectat la internet. A demonstrat-o chiar Pentagonul, care și-a smuțit hackerii pe Lockheed Martin, compania care dezvoltă sofisticatul și foarte scumpul avion strategic al Armatei Statelor Unite. E război în toată regula în Israel. A început de fapt de vreo două zile așa, dar luat cu știrile interne care au venit peste noi, n-am mai avut timp să vă spun. Este important pentru toată economia mondială ceea ce se întâmplă acolo, pentru că în momentul de față pare a fi așa un fel de coalizare a lumii arabe împotriva Israelului și asta nu are cum să nu afecteze la un moment dat și prețul țițeiului. Deci, pe scurt, haideți în partea asta. În Israel există o regiune care e mai lungă decât Bucureștiul, dar ca suprafață cred că este mai mică decât Bucureștiul, Fâșia Gaza, îi spune, care se află sub controlul grupării Hamas, da? Și de unde se pot lansa rachete. Noutatea este că rachetele lansate de acolo au atins Tel Aviv-ul. Vă dați seama că israelienii sunt extrem de nervoși pe chestia asta. Toate scuturile alea lor de interceptare cu rază medie și rază scurtă de acțiune funcționează, dar nu pot opri tot bombardamentul care pleacă de acolo. Sunt lansate sute de rachete în ultimele 48 de ore, am înțeles că au fost vreo 300 de rachete sau ceva de genul ăsta, în vreme în care aviația israeliană plouă și ea tot cu rachete, iar în partea asta pe graniță au fost masate blindate, s-a decretat mobilizare parțială și foarte probabil sau e posibil ca în zilele, orele sau zilele următoare Israelul să facă o invazie în Fâșia Gaza. De-a lungul întregii nopți, avioanele israeliene au lovit 150 de depozite de rachete și alte obiective militare pe care Hamas le are în Gaza. Astăzi Hamas a contraatacat cu rachete trase asupra mai multor orașe israeliene. În Tel Aviv s-au auzit explozii, dar autoritățile israeliene spun că nu a fost lovită nicio zonă locuită. Noutatea este însă alta. Hamas poate lovi Tel Aviv și locuitorii capitalii nu mai pot dormi liniștiți cu gândul că războiul se poartă la granița cu Gaza. Totul a început miercuri când avioanele de vânătoare israeliene l-au ucis pe liderul Hamas, Ahmed Jabari, iar Hamas a răspuns cu o ploaie de rachete în sudul Israelului. Acum Israelul vorbește deschis despre o eventuală invazie. All the options are on the table, including the possibility of a ground operation. We have alerted some of our reserve units and we are considering our next steps. În total, 30.000 de rezerviști vor fi reactivați. 16.000 deja au fost aduși în bazele militare, iar unii s-au alăturat diviziilor de tancuri desfășurate la granița cu Fâșia Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu știe însă că invazia teritoriilor palestiniene ar fi cea mai proastă opțiune înaintea alegerilor ce vor avea loc în luna ianuarie. În același timp însă Netanyahu încearcă să nu dea dovadă de slăbiciune în confruntarea cu Hamas. Uciderea liderului palestinian Ahmed Jabari a fost văzută de premierul israelian ca un răspuns adecvat la atacurile tot mai dese lansate de Hamas în ultimele luni. De cealaltă parte, Hamas are mai multe libertate de mișcare ca niciodată după ce a început să-și întărească legăturile diplomatice cu țările din regiune. Astăzi, premierul egiptean Mohamed Morsi a vizitat regiunile palestiniene lovite de Israel și cu toate că a făcut apel la pace și a declarat în același timp susținerea față de cauza Hamas. Și Qatarul și-a exprimat în ultima perioadă o susținere față de Hamas. Sunt semne clare că o invazie a Israelului în Fâșia Gaza ar complica situația în întreg Orientul Mijlociu. Da. Urmărim cu mare atenție ceea ce se întâmplă acolo și atunci când lucrurile devin relevante pentru toată lumea, vi le mai aduc la televizor. Între timp, cea mai scumpă armă din istorie, avionul american F-35, poate fi scos din luptă de un hacker înarmat doar cu un laptop, bineînțeles, conectat la internet. A demonstrat-o chiar Pentagonul, care și s-a gândit că o săptămână înainte așa să primească de la Lockheed Martin primul set de prima escadrilă de avioane F-35, a zis, ia încercați voi să spargeți avionul ăsta să vedem, care prea multe sisteme informatice pe el. Cu succes, au reușit să intre, să spargă și să preia controlul unui avion F-35, hacker chiar ai Pentagonului, ceea ce pune sub un mare semn de întrebare acest program, cel mai scump, așa cum am spus, de înarmare din istorie. Oficialii de la Pentagon au declarat pentru Reuters că hackerii marinei militare americane au reușit să se infiltreze în calculatorul de bord al avionului de vânătoare F-35. Calculator de bord este puțin spus, căci sistemul informatic al lui F-35 este o rețea de telecomunicații în toată regula. În timpul zborului, toate datele colectate de senzorii avionului pot fi vizionate atât de pilot cât și de centrul de comandă. Iar dacă informațiile privind poziționarea avionului sunt interceptate de hackerii inamici, performanta tehnologie antiradar a lui F-35 devine inutilă. Atacul desfășurat în mod secret de Pentagon a fost o puternică
lovitură pentru compania Lockheed Martin. Acesta derulează cel mai scump program de dezvoltare a unei arme din istorie, 380 de miliarde de dolari numai pentru conceperea și dezvoltarea lui F-35, dar a fost acuzată de Congresul American de cheltuieli nesăbuite din banii statului. Aceste critici au influențat în mod direct modul în care a fost construit avionul. Ca să primească în continuare finanțare, cei de la Lockheed Martin au fost nevoiți să subcontracteze companii producătoare de software, hardware și telecomunicații de pe întreg teritoriul Statelor Unite pentru realizarea calculatorului de bord al lui F-35. Și cu cât sistemul este alcătuit din mai multe componente, cu atât portițele de intrare pentru hackeri sunt mai mari. Atacul Pentagonului a lovit serverele Lockheed Martin din Texas, care în prezent alcătuiesc centrul de comandament al avionelor F-35. Cei de la Lockheed au anunțat că problemele descoperite de hackerii Pentagonului au fost deja eliminate. Ba mai mult, întregul sistem informatic va fi mai sigur în momentul în care va fi transferat armate americane. Chiar și așa, îngrijorările rămân. Prima escadrilă perfect funcțională de F-35 va fi livrată săptămâna viitoare armate americane. Vor urma însă 4 ani de teste înainte ca avionul să fie trimis în luptă. De la începutul anului, România au cumpărat mai multe telefoane mobile și televizoare și mai puține mașini de spălat și aspiratoare. Nici măcar reducerile de preț nu au impulsionat prea tare cererea de electrocasnice, poate și pentru că un număr din ce în ce mai mic de români își cumpără o locuință nouă. Suntem campioni, în schimb, la telefoane deștepte și foarte scumpe. Vă povesteam aseară despre mașina germană, care e mașină germană, și cum cele 3 mărși premium se întrec între ele și că nu simt criza de nicio culoare. Ei bine, niște fani ai acestei emisiuni, cei de la Automobile Bavaria, m-au făcut atent asupra faptului că eu, concentrat asupra crizei și asupra mașinilor românești, n-am observat faptul că în octombrie BMW a trecut pe partea asta și a depășit Audi în vânzări. Uite, am făcut rectificarea, stimați colegi. Doamnelor și domnilor, haideți să vorbim acum despre alte lucruri mai importante, zic eu, pentru noi, despre combinatul Olchim, care și-a redeschis 2 secții de producție. Sunt 4 în acest moment care funcționează. Peste 1000 de oameni din cei 2800 s-au întors la muncă. Semnele sunt bune, dar mare atenție, banii, sau dacă vreți așa, banii necesari repornirii combinatului constă mai degrabă într-un ajutor pe care companiile de stat și le fac între ele. Combinatul Olchim funcționează în momentul de față la 30% din capacitatea de producție. S-au deschis treptat 4 secții și în momentul de față, în cadrul combinatului, lucrează în jur de 1200 de angajați. Alte 4 secții așteaptă să fie redeschise în condițiile în care promisiunile guvernanților se vor materializa. Acest lucru înseamnă că și restul de 1600 de angajați s-ar putea întoarce la muncă. Redeschiderea secțiilor trebuie însă să se facă până la venirea iernii. Potrivit ministrului Economiei Daniel Chițoiu, combinatul are 6 luni la dispoziție pentru a găsi soluții pentru reluarea activității în întregime, pentru restructurarea sa și pentru susținerea finanțării. Guvernul, prin Ministerul Economiei și cel al Finanțelor plus băncile creditoare, au ajuns la un acord în privința acordării celor 20,5 milioane de euro pentru a continua producția. Nivelul producției ar trebui să crească de la 30%, cât este în momentul de față, la 65% pentru a merge pe profit. Autoritățile au în vedere însă și un plan de restructurare al combinatului, astfel încât acesta să fie pregătit pentru o nouă privatizare. Autoritățile au încercat să privatizeze combinatul chimic Olchim încă din 2009, când s-a pus pentru prima dată problema conversiei creanțelor către avas în acțiuni, astfel încât să fie mărit capitalul social al combinatului și să fie interesant pentru privatizare. Până la o nouă încercare de privatizare, angajații și-au primit salariile pe luna septembrie după 3 zile de proteste în curtea combinatului. Oamenii așteaptă acum și drepturile pe octombrie și drepturile pentru concediile de odihnă. Vor fi plătite și acestea, însă depind de vânzarea produselor finite. De altfel, tot de producție depind și banii care vin de la bănci. Finanțarea va crește în funcție de contractele noi, pentru că acestea vor fi folosite pe post de garanții. Se văd ceva în ordin spre nordul țării, cum ar zice doamna Romica Jurcă, iar transportatorii speriați au ieșit imediat la interval și au spus: domnule, la prima zăpadă rămânem iarăși cu mașinile care pe unde, pentru că nu sunt pregătiți deloc drumarii de venirea iernii. E o întreagă discuție în România legată de modul în care noi dezăpezim, cât de scump o facem și cât de prompt. Știți că anul trecut au rămas și transportatorii cu mașinile înzăpezite pe Temirunde și asta i-a costat foarte mult. În momentul de față există o presiune consistentă dinspre guvern asupra autorităților centrale și locale să fie, nu știu, să facă mai ieftină dezăpezirea asta. Însă nu mai au cu cine să o facă. Asta e de fapt problema. Iarna bate la ușă, temperaturile au trecut deja pe minus în unele zone, iar pentru sfârșitul săptămânii viitoare sunt prognozate primele ninsori. Cu toate acestea, asociațiile de transportatori se plâng că drumarii stau cu mâna în sân și că nu s-au făcut stocurile de material antiderapant. Estimările lor sunt că în momentul de față nici 5% din stocurile de material antiderapant nu se află în depozite. Conform normativelor în vigoare, trebuiau să aibă în momentul de față 50% din stocuri. O 50% înseamnă mii de tone.
Drumarii o știu pe a lor. Anul trecut au stat cu săptămânile blocați prin parcări sau pe autostrăzi și drumuri sub nemeți. Autoritățile au altă părere însă. Legea spune 25% din stoc, dar noi avem în jur de 40% pe toată țara. Avem tot ce ne trebuie pentru iarnă, licitațiile încheiate, sunt câteva atribuite care acum se vor semna contracte, dar totul este în regulă. Dar această liniște este aparentă. Faptul că la jumătatea lui noiembrie încă nu s-au încheiat contracte de desăpezire spune multe despre gradul de pregătire. Premierul face la intervale regulate de timp teleconferințe cu autoritățile locale în care le cere să fie pregătite de iarnă, dar să nu mai dea atât de mulți bani pe desăpezire. La unele licitații nici nu s-a înscris vreo firmă. Aș dori și o spun la modul cel mai serios ca anul acesta să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat de fiecare dată, iarna care a venit pe nepregătite. Vă asigur că vine iarna. Transportatorii cer verificarea drumarilor în toată țara pentru că se tem că vor ajunge să numere din nou pierderi ca în lunile ianuarie și februarie. Într-o oră, un camion staționat cu motorul pornit consumă 5 litri de motorină. În 24 de ore de staționare, costurile sunt de aproape 170 de euro. Transportatorii spun că atunci când stau pe marginea drumului, pierderile sunt de ordinul milioanelor de euro. Pe lângă lipsa materialului antiderapant, pe drumurile cu risc ridicat de înzăpezire încă nu s-au montat parazăpezi. Chiar dacă pregătirea de iarnă pare încetinită, poliția nu va renunța la verificările anvelopelor de iarnă. Imediat cum va da prima zăpadă sau primul îngheț, ofițerii de poliție vor ieși în stradă pentru controle. Am avut astăzi o discuție la Europa FM, la România în direct, cu ascultătorii despre faptul că telefoanele astea deștepte încep să capete, de fapt, controlul ele asupra noastră, sau mai bine zis, dependența noastră de ele devine atât de mare, încât poate ne desocializăm, poate nu ne mai trăim noi viața, poate le trăiesc ele pentru noi. Vedeți dumneavoastră, de la începutul anului și până acum, România au cumpărat mai multe telefoane mobile și televizoare și mai puține mașini de spălat, aspiratoare, frigidere, mașini de gătit, chestii care ți se par utile așa la prima vedere. Nici măcar reducerile de prețuri nu au impulsionat prea tare cererea de electrocasnice, poate și pentru că un număr din ce în ce mai mic de români își mai cumpără o locuință. Pe segmentul electronicelor, telefoanele mobile au adus cea mai mare creștere pentru magazinele de profil. În trimestrul 3, vânzările acestora au crescut cu 12% față de anul trecut, arată un studiu GfK. Iar de la începutul anului și până în septembrie, românii au cheltuit 134 de milioane de euro pe telefoane mobile, cu 2,6% mai mult decât în 2011. Majoritatea au fost modele ieftine, dar și cererea de smartphone-uri este în continuă creștere. Televizoarele și sistemele home cinema au avut de asemenea vânzări bune în ultima perioadă. Numai în trimestrul al treilea au fost cumpărate televizoare în valoare de 50 de milioane de euro. Modelele preferate sunt LCD-urile cu o diagonală de 80 de centimetri pentru că au cel mai bun raport mărime-preț. Per total, televizoarele, DVD-playerele și sistemele audio din România au înregistrat vânzări de 180 de milioane de euro în perioada ianuarie-septembrie 2012, în creștere cu 2,2%. Și în vreme ce televizoarele și telefoanele se vând bine, electrocasnicele mari, cum ar fi mașinile de spălat sau frigiderele, au avut vânzări în scădere în primele 9 luni, cu 8,5% mai exact. Destul de mult pentru un segment de piață de aproape 210 milioane de euro. Scăderea a fost influențată de lipsa vânzărilor de locuințe, care a făcut ca numărul bucătăriilor ce trebuie echipate să fie mai mic. Electrocasnicele mici, adică uscătoarele de păr sau roboții de bucătărie, au avut și ele vânzări în scădere cu aproape 6% și au adus încasări de doar 71 de milioane de euro. Singurele electrocasnice mici care s-au vândut foarte bine au fost cafetierele. Totuși, cel mai mare segment al pieței electronicelor din România rămâne cel al calculatoarelor. De la începutul anului și până în septembrie, vânzările de desktopuri, laptopuri și tablete au stagnat la 281 de milioane de euro. Segmentul este susținut de popularitatea tot mai mare a tabletelor în rândul utilizatorilor din România. Atât laptopurile cât și desktopurile au vânzări în scădere. În primele trei trimestre ale anului, electronicele și electrocasnicele din România au avut vânzări totale de 920 de milioane de euro. De obicei, trimestrul al patrulea este cel cu vânzările cele mai mari și în mod normal ar trebui să mai genereze încă vreo 400 de milioane de euro până la finalul anului. Păi da, dacă vă arăt în fiecare seară tableta aia de la Romtelecom, uite, azi am uitat-o acasă. Bună seara, stimați colegi! Voi ce aveți în meniu la ora 8? Bun găsit, Moise, bun găsit tuturor. Avem destule. Discutăm despre explozia de la Bumbești-Jiu, județul Gorj, de exemplu. O garsonieră a sărit acolo în aer, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Două persoane sunt internate în spitalele din București. Care este starea lor și ce a rămas în urma deflagrației? Vedem la ora 20, când vă aducem informații și despre inundațiile din Italia. Apele au făcut prăpăd în orașe, iar printre victime se află cel puțin un român. Avem detalii și despre deputatul Alin Trășculescu, care astăzi a fost audiat în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Aceasta a decis că deputatul poate fi arestat. Decizia finală o va avea însă plenul Camerei, care se reunește marți. Mai multe la Telejurnal. Moise, înapoi la tine. Care s-ar grăbi ei să dea un vot din ăsta important într-un caz de corupție cu un deputat în campanie? Vă așteptăm și vă urmărim.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați urmărit toată săptămâna Ora de Business, iar dacă n-ați urmărit-o chiar toată săptămâna, mai venim și săptămâna viitoare. Weekend plăcut până atunci, la revedere!